Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți, să binecuvinteze Domnul întreaga biserică, surori și frați, să binecuvinteze Domnul familie, copii, nepoți la care ați ajuns, să binecuvinteze Domnul toți slujitorii care sunt la bordul acestei biserici, pentru o vreme să ducă biserica Domnului la inima Dobone, de la fratele Vasile, croitorul, fratele Gheorghe Papa, fratele Ior Ilică și toți frații care sunt la bordul acestei biserici. Să-i binecuvinteze Dumnezeu. Să binecuvinteze Domnul Leviții, ascultat așa de bine și de frumos, ne-a scondus așa de aric de vânt în prezența Domnului. Mi-a plăcut. Să vă ține Dumnezeu așa toată viața. Aș vrea să vă spun ceva, că în ce voi o să continua să cântați Domnului. Acolo vom cânta cântări noi. Noi, predicatorii, vom asculta și atunci. Să binecuvinteze Domnul pe crusca mea, pe Filip, pe crusca mea, pe fiul meu Iosif, pe Norul de Asecura. Să binecuvinteze Domnul în frații de la media, care cu ajutorul acestei tehnologii performante o poate vedea și alții împreună cu noi să ne putem bucura. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am venit special să vă mulțumesc pentru că rugăciunea voastră a ajuns înaintea Domnului. Am mișcat inima lui Dumnezeu, de m-a adus din coma, stând aproape 10 zile în coma, nu știam nimic, medicii nu mi-au dat nicio șansă. A spus cu unul la mie dacă scapă din situația din care eu eram. Plecând, obosind, am această multă nebunie în cap după Dumnezeu, după a urmi bisericile, după a fi foarte bine. Mi-am fost foarte rău din cauza blocajului renal. S-a adunat în corpul meu aproape 15 kg de toxine și inima mea și plămânii mei erau inundați în toxină. Creatinina ajunsese la 22, de la 1,2, de 20 de ori mai mult. Alții au plecat la cele veșnice, de la 10, 12, maxim 15, eu cu 22. Mi-a spus profesorul de la Carol Davila că am ajuns la Golgota și m-am întors înapoi. Era greu, nu m-am temut niciodată, nu mi-a fost frică niciodată de moarte. Știu că într-o zi voi muri, dacă nu acum, dar într-o zi tot am să mor și toți vom muri. Așa că nu mă tem, că de mori tot murim. Moartea nu e decât o punte de legătură între noi și Dumnezeu. Dar am avut și dureri așa de praznice, că am ajuns la un moment dat să spun Domnului, Doamne, mai bine să mor decât să trăiesc. Era greu. Medicina n-a dat nicio șansă de nimic. Eram obligatoriu să ajung să fac dializă și acum fac de aceea și mă grăbesc astăzi să termin, ca pentru mine să ajung din nou să fac dializă, fac de 3 ori pe săptămână. În pieptul meu am un aparat unde sunt operat și am niște cabluri unde trebuie să fiu conectat. Asta fac lunea, fac miercuri și vinerea. De fapt, dializa nu e decât un rinic artificial unde scoate toxinele ca să crede în intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu și s-a atins de mine, că am trecut acea grea cumpănă, momentul ăla greu. Dar așteptăm să facă Dumnezeu lucrare pe deplin. Crede în intervenția lui Dumnezeu, dacă nu, atunci în ianuarie se poate face transplantul de rinic. Am zis, dacă voi pleca, voi rămâne în continuare să vă slujesc cum am slujit până în prezent. Iar dacă nu, Dumnezeu să ne ajute să ne putem da întâlniri la poarta lui Beniamin, ca să ne întâlnim în cer. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur să văd familia, să văd pe toți. Mă bucur să astăzi am prilejul să țin al 13-lea nepot în brațe, să-l pot binecuvânta pe Emma. Și e un răspuns, e o bucurie că am devenit bunicuț de 13 ori, nu bunic. Să ne bucurăm de nepoți, să ne bucurăm de familie, să ne bucurăm de voi, să ne bucurăm de sânge, în prezența celui care poate binecuvânta. Toată biserica se spune mami. E prima mea călătorie după două luni de zile stând în spital, cu problemele de care am trecut. N-am suferit numai eu, împreună cu mine au suferit și soția, și fetele mele, și
familia mea întreagă și împreună cu mine și voi și toți, o lume întreagă, atât de biserici din America, Europa și peste tot. Și iată că, uite că răspunsul Dumnezeu mi l-a dat. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Minunea nu e asta. Minunea nu e să vindece Domnul. Minunea e să trăim pentru Domnul. Amin. Că cu astfel de minuni nu putem ajunge în cer, ci cu minunea vindecărilor sufletește și cu iertarea de păcate putem ajunge în prezența vie a lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze de jos. Nu s-a vrednit despre femeia aceasta bolnavă, i-o aduce câteva gânduri de încurajare. Am vrea să vedem câteva aspecte din acest pasaj, model de slujire și lupta acestui om, care n-a cedat, n-a renunțat. Iar ieri m-am spus că cuvântul iar el înseamnă cel ce împrăștie sau cel ce răspundește lumina. Am vrea să vedem, în prima fază, credința acestui om, vie și real, care îl ajută pe acest om să se lupte până la capăt. De aceea, mesajul din dimineața zilei de astăzi l-am intitulat așa. Credința reală și vie te ajută să lupți și să crezi până la capăt. Și toată biserica să spunem amin. Te ajută să lupți și să crezi până la capăt. Nu jumătăți de măsură, nu să abandonăm, nu. Observați ce spune cuvântul Domnului. El, Iair. Am vrea să vedem credința reală și vie. Modul de închinare, așezarea lui, felul lui, stând în prezența lui Dumnezeu, ca fruntaș al sinagogii. Pe vremea aia era numit Iisus fiul lui Iosif și a Mariei, a unui tâmplar sărac, a unui om nu atâta băgat de seamă și nu de vază, nu om cunoscut așa bine. Și să vină un fruntaș al sinagogii și să se arunce cu fața la pământ înaintea lui, nu era atât de ușor. Felul lui de închinare și gestul lui le-a dat foarte multora de comentat și de vorbit. În inima lui Iair s-a produs ceva. Totdeauna această credință reală și vie în prezența Domnului te aruncă cu fața la pământ. L-a recunoscut ca Domn, ca Dumnezeu, ca Salvatorul și Mântuitorul sufletului lui. Nu l-a văzut ca un simplu om, fiul lui Iosif și a Mariei. Nu l-a desconsiderat în inima lui. Nu l-a văzut doar ca un simplu proroc. L-a văzut Dumnezeu Creator și Cel care dă viață. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Biblia spune că Iair s-aruncă cu fața la pământ. Totdeauna necazurile și problemele din viață te coboară. Și omul ăsta rămâne acolo. Nu se ridică. Până Dumnezeu nu rezolvă problema. Închinarea dumitale, dacă nu e împletită cu smerenie, ea nu va fi ascultată. Dacă nu știm să ne coborâm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu va lua aminte. De ce arată Scriptura doar despre acest Iair? Doar despre acest om, despre acest fruntaș? El putea să vină cu o armată de oameni, stând în prezența lui Dumnezeu, să dea ordini. Se spune, tu, vindecătorule, te rog frumos, poruncește, fiica mea să se vindece. Dar omul ăsta se abandonează mai întâi pe el însuși. Nu s-a mai văzut la gradele pe care le purta. Nu s-a mai gândit la sine cine este el. Când tu te arunci cu fața la pământ, te abandonezi pe tine însuți și le-ai îmbrase pe Dumnezeu. A uitat de funcție.
începând de la predicator, începând de la pastor, presbiter, indiferent cine suntem noi, când suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem niște muritori de oameni simpli. Ce uităm? Omul ăsta și-a luat funcția ca om. Omul ăsta era fruntaș, dă cu ea de pământ și spune, eu, funcția mea, cu problema mea, nu mai e nimic. Eu nu mai sunt nimic. Eu vreau să mă prăbușesc și să mă arunc cu fața la pământ, înaintea celui care poate să mă ridice. Asta înseamnă închinare. Mă prăbușesc și mă recunosc. Închinarea n-are valoare dacă nu te recunoști cine ești, în primul rând. Să nu uiți. S-au dus doi oameni la rugăciune. Unul spune, eu am făcut, eu am dres. Vameșul, știți ce spune? O, Doamne, ai milă de mine. Sunt prea păcătos. Mă recunosc și mă prăbușesc. Îmi pare rău. O astfel de închinare recunoscută. Nu trebuie să vină prorocul să spună cine ești. Dacă nu te recunoști, dacă nu-ți vezi vina, niciodată Dumnezeu nu o să vină la tine. Apoi al doilea lucru, ce îmi place foarte mult, credința reală și vie acestui om. Biblia spune în versetul 52, 42, dacă se poate să fie proiectat. Pentru că avea o singură copilă, de vreo 12 ani, care trăgea să moare, pe drum Iisus era îmbulzit de norod. Vă rog, lăsați-l așa. Prima lucrare pe care o face Iair, felul lui de închinare și de recunoștință. El nu vine înaintea Domnului ca un fruntaș. El vine înaintea Domnului ca un înfrânt, ca un zdrobit, ca un părinte cu durere în suflet și se prăbușește la pământ înaintea Domnului. Al doilea lucru, omul ăsta se luptă și credința lui vie și reală îl ajută să luptă până la capăt. Iisus îmbuzit de norod. Iisus intră în mijlocul norodului, cu greu să-l mai poți scoate pe Dumnezeu de acolo. Și omul ăsta se luptă să intre în norod, să-l ia pe Dumnezeu, că el avea un drum de parcurs. Eu am nevoie de Dumnezeu, nu cu el în norod. Eu am nevoie de Iisus, nu cu el pe drum. Eu n-am nevoie de tine, Iisuse, pe drum. N-am nevoie de tine, Iisuse, în norod. Eu am nevoie să vin la mine acasă. Și începe lupta. Îl putea pierde pe Dumnezeu în norod. Dar Iair, pentru că se luptă, îl ia pe Dumnezeu din norod și călătoria merge mai departe. Când alții au trecut prin popor, prin norod și l-au pierdut pe Dumnezeu. Iisus îmbulzit de norod, câți oameni au vrut să atingă de el, câți oameni au vrut să-l ia să-l ducă pe Dumnezeu mai departe. Dar Iair, cu credința în inima lui vie și reală, se luptă și biruie, îl ia pe Dumnezeu și merge mai departe. Continuă lupta. Dar Iair se luptă și mai departe. Dacă odată felul lui de închinare, apoi lupta lui să-l poată scoate pe Dumnezeu din orod nu era ușor. O doua luptă îi vin descurajările și nu de oriunde, deci din casa lui. Vine un om din casa lui și îi spune, nu-l mai supăra pe învățătorul. E și normal să ne luptăm când problemele încă mai sunt cu noi, când încă se mai pot rezolva. David se ruga copilului când mai era în viață, după ce copilul a murit, s-a ridicat, s-a scuturat, dat semn de mâncare, toți au spus și cei din jurul lui, cum de se poate până acum, a postit, s-a rugat, când copilul a murit, s-a spălat și a apucat să mănânce. Să crezi că Dumnezeu vindecă cât omul mai e pe moarte, asta mai crezi. Dar să mai crezi în Dumnezeu
când lucrurile nu se mai văd, să mai crezi în Dumnezeu când ușile sunt închise, să mai crezi când nu mai e lumină, să mai crezi când medicii spun nu se mai poate. Și ce mi-a spus profesorul? Toată viața dumitale, dumneata, vei sta în dializă. Vei depinde de un medicament toată viața ta. Îmi spunea doctorița aia la ureche, toată viața ta vei fi bolnav. Și am spus, nu! Nu! Eu nu mă tem de moarte. Domnul profesor, i-a spus, nu, părinte are ultimul cuvânt, nu dumneata are ultimul cuvânt. Tatăl meu din cer mi-a spus că nu toată viața. El se va atinge de mine. Și eu voi de tine, voi predica Evanghelia, voi merge din biserică în biserică și nu voi depinde de o dializă. Pentru că ultimul cuvânt îl are tata. Și ce mi-a spus profesorul? Să facă Dumnezeu pe credința dumitale. Vine un om din casa lui cu descurajare și îi spune, noi mai supărat pe învățător, fata a murit, punct, până aici, lupta s-a terminat. Iair rămâne blocat. Acolo e și descurajarea, acolo e și viața. Iair nu știa în ce drum s-o mai ia. Și nu e ușor, că marele descurajări, știți de unde vin? Din casele noastre. Nu vin de departe. Prin copii, prin cei apropiați, să poți abandona lupta, să nu mai vii la biserică, să nu te mai rogi, să nu mai cânți, să nu mai faci o slujbă. Ce să mai mă rog? Uite ce se întâmplă. Ce să mai cânt? Ce să mai citesc? Ce să mai... Descurajările. Dar se ridică cel ce are viață și care are ultimul cuvânt, Dumnezeu. Și spune Iair, nu te teme, crede. O adevărată credință te ajută să lupți și să crezi până la capăt. Fata ta n-a murit. Și omul ăsta se luptă și merge și mai departe. Pentru că în inima lui și numele lui semnifică lumină. Lumina din el nu s-a stins. Pentru că era plin de viață și plin de credință. Iair merge mai departe. Îl ia pe Dumnezeu și își continuă drumul. Îmi place foarte mult și mă apropii de încheiere. Îmi place foarte mult lupta acestui om. Biblia spune că a biruit norodul. Biblia spune că a biruit descurajările. Și Iair nu s-a lăsat de Dumnezeu, ci Iair merge mai departe. Îmi place foarte mult când ajunge acasă cu Iisus de mână. Biblia spune că a dat toată lumea afară, din casă. Prima minune pe care a făcut-o Dumnezeu în casa lui Iair, a dat toată lumea afară din casă. Când intră Dumnezeu în viața noastră, mai întâi scoate tot sistemul lumesc din viața noastră. Când intră Dumnezeu în casele noastre, scoate tot ce este lumesc. Și apoi Dumnezeu își va proslăvi numele. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Fii un Iair. Fii fiica lui Iair. Fii o fiica lui Dumnezeu. Cel care îmbrăștie lumină și nu descuraja niciodată. Până la capăt. Să nu ne amenințe vorbele medicilor. Nici problemele din jur. Nici boala. Pe noi nu ne sperie nimic. Luptă până la capăt. Avem de luptat o viață întreagă. Sfântul Apostol Pavel spune, m-am luptat, dar până la capăt. Lupta credinței. Unii au abandonat lupta. Vin descurajări din toate părțile. De la servici, din casă, soț, soție, copii. Mergi mai departe. Dacă suntem biruitori în luptă,
nu e pentru că noi suntem buni. E pentru că Dumnezeu e cu noi și e în noi. Să apropie Dumnezeu de un om fricos. Bătea grâul întreas de frica madianiților. Era fricos. Că dacă n-ar fi fricos, n-ar bătea grâul întreasc de frica madianiților. Și îi spune Dumnezeu, ce faci, viteazule? Viteaz? De unde viteaz? 7 ani de zile, madianiții ne-au distrus. Și am rămas fără merinde, fără oi și fără mâncare. Israelul, timp de 7 ani de zile, n-au putut aduce jertfe înaintea Domnului, pentru că erau biruiți, pentru că Israelul păcătuise înaintea Domnului și Domnul i-a dat pe mâna madianiților. Și vine Domnul și îi spune unui om fricos, viteaz! Știu că sunt fricos, dar mă încred în Dumnezeu. Știu că n-am nimic, dar sunt cel mai bogat. Știu că sunt călător, dar tot cerul e al meu. V-am spus la începutul pocăinței, când m-am întors la Domnul, că s-a apropiat un prieten de mine care e foarte bogat acum. Și mi-a spus, ce-i de tine, pocăitule? Voi n-aveți decât copii. Contul e plin, mașină, am tot ce-mi trebuie. Tu ce-i de tine? Ai ceva? Și am spus, mai ai? Câte mașini ai? Mai ai vreun cont plin? Și începe să-mi spună una după alta, cât are, ce are. Și îmi spune el mie, ce ai? Eu am copii. Și ce mai ai? Auzi, ia uite-te sus în cer. Și se uită omul ăsta și vede. Și i-am spus, ce vezi? Sincer. I-am spus, ce vezi? Mi-a spus, păsări. Nu, uite-te mai bine. Ce să văd? Un cer întreg. E tot al meu. Aș vrea să spun sincer, soră și frate. Suntem chemați la luptă. Nu abandona-o. Gândește-te de ce așteaptă dincolo. Pentru că biruitor nu suntem noi, ci cel care este cu noi, ci Dumnezeu. Du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește poporul din mâna madianiților. Dar era un fricos. Te uiți la tine, când te uiți la tine, frică, îndoială, e normal, face parte din viața noastră. Dar cu toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori. De foarte multe ori, eu nu plâng de durere. N-am plâns niciodată de durere și nici nu plâng. Plâng când mă atinge Dumnezeu. Și văd minunea Lui și văd biruințele Lui peste noi. Și nu pe merit. Văd cât ești de slab, cât ești de neputincios. Și dacă suntem tare, e Cel care este în noi, Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Iair s-a luptat până la capăt și Domnul i-a dat biruință. Am venit în mijlocul dumneavoastră să aduc acest scurt mesaj din partea Domnului. Să spun că credința ta vie și reală te ajută să te lupți până la capăt. Ai luptat ani de zile de când te-ai întors la Domnul și în toate luptele de care dumneata te-ai luptat și ai ajuns până aici, nu e datorită puterii tale, ci este datorită biruințele lui Dumnezeu. Hai să ne uităm la toate biruințele pe care ne-a dat Domnul și pe care Domnul le va da în continuare. Și cred în continuare în binecuvântările lui Dumnezeu. Așa cum a binecuvântat Domnul casa lui Iair, cred din toată inima mea că Dumnezeu va binecuvânta și sufletele noastre și pe noi toți. Și zic din toată inima, Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Ne ridicăm pe picioare. Vrem să ne rugăm. Problemele noastre din casele noastre nu se rezolvă niciodată. Câteodată fugim de ele. Dacă ne întoarcem acasă, iar ne întâlnim cu ele. Ele se rezolvă, dar că vom lua pe Domnul de mână să-L ducem în casele noastre.
Și asta înseamnă luptă. Asta înseamnă să nu abandonăm niciodată lupta. Suntem aici, Doamne. Am promis înaintea Domnului și am spus așa, cât eram în terapia intensivă, când mi-a fost foarte greu, când medicii, am spus, Doamne, în orice biserică a rugului aprins, voi intra pentru prima dată, voi mărturisi numele Tău și voi spune tot ce ai făcut cu mine. Vreau, Doamne, să fac prima rugăciune pe genunchi. Biserica rugul a prins, s-a născut înaintea Domnului pe genunchi. Biserica rugul a prins, a devenit un fenomen pe genunchi. Viața acestui om, fruntaș, Biblia spune, s-aruncă cu fața la pământ. Eu cred că o închinare reală, naturală, e când noi ne aplicăm pe genunchi. Chiar dacă e greșit, nu contează. Nu contează unde, contează cum. Ne așezăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, mă cobor jos, vreau să te iau de mână și să te duc în casa mea. Câți părinți, câte mame, câți tați, câți copii, câte probleme acolo în casă. De foarte multe ori sunt familii care cu noi zâmbesc și acasă au probleme. Doamne, te rog, în dimineața aceasta, ia-ne de mână și te rog să nu ne abandonezi și ajută-ne să intrăm în casele noastre cu bucurie. Nu mi-am dat seama că anul 2022, sfârșitul anului, voi trece prin acest cuptor. Fă, Doamne, anul 2023 să intrăm cu bucurie, să intrăm cu laude în prezența Ta și să nu mai există bolnavi, să nu mai fie lacrimi, să nu mai mor tați și mame tinere, să nu mai rămân copii fără părinți, să nu mai rămân femei tinere văduve. Pentru că ultimul cuvânt îl ai Tu. Stăm cu capetele plecate înainte de a ne pleca pe genunchi. De foarte multe ori, lupta din inima dumitale te-a abandonat să te mai rogi să citești Biblia. Și Domnul m-a trimis pe mine să te încurajez, să spun, citește Biblia, roagă-te, postește, că Dumnezeu are în vedere să ajungă cu tine până la capăt. Problemele sunt încă acasă. Vrei tu să le iei pe Domnul de aici, să-L duci la tine acasă? Și ce-ți bustea El și îmi place foarte mult. Doamne, te rog să vii la mine acasă, că am o problemă. Nu rog pe toți, așa cum stăm cu capetele plecate. Dar cine are probleme acasă și vrea să-L ducă pe Domnul acasă, să ridice mână. Vastovast. E valabil și pentru cei care ne urmăresc pe internet. Până de râs că m-am dăgălat tu care. Hai să mă întâi de oră studiul. Că m-am tii prezența de ala, că m-am tii putere. Șaramana mie n-ai dalie. Stai cu mâna ridicată și cel care poate să o atingă e prezent. Nu te voi lăsa și n-am să te abandonez. Chiar dacă prin norod, chiar dacă descurajări, chiar dacă îndoială, chiar dacă am rămas fără fiu, chiar dacă am rămas fără tată, chiar dacă am rămas fără, n-am să te las. Shai Dalilois, simt prezența lui Dumnezeu în adunare. Contează felul de închinare, contează ce îi spui, contează cum te adresezi lui.
să-i spui: sunt aici, îți pasă de mine, sunt aici, te doare de mine, sunt aici, plângi cu mine, El plânge cu noi, îl doare, suferă, e cu noi aici. Dacă am ajuns până aici, e pentru că e cu noi. Nu-l văd, dar simt. Dacă nu vă cer un lucru prea greu, să facem ceea ce a făcut Iair, cu toți ne aruncăm cu fața la pământ. Toată biserica. Și spunem: Doamne, ne aplecăm noi jos să te înălțăm pe tine. Și te rog, întinde-ți mâna și binecuvintează-ne pe toți. Toată biserica.